Pe 13 august 1900 începeau lucrările la Palatul Apelor din Timișoara, un simbol al ingineriei și al arhitecturii. Lucrările de construcție s-au finalizat în anul 1902, atunci când palatul a devenit centrul gestionării apelor din Banat. De asemenea, palatul și-a păstrat înfățișarea din anul 1910. Are subsol, parter, două etaje și mansardă. Ulterior, în anul 1910, a fost adăugat al doilea etaj, sub supravegherea lui Arthur Tanner. Inițial, palatul a adăpostit Prefectura Poliției și alte instituții. Clădirea a trecut în 1943 în administrarea regionalei CFR Timișoara. Recent restaurat, Palatul Apelor rămâne una dintre cele mai impresionante clădiri din Timișoara.